Bulevardul Tudor Vladimirescu din municipiul Drobeta Turnu Severin a fost scena desfășurării etapei cu numărul 3 din cadrul campionatelor naționale de îndemânare auto, super slalom și vehicule istorice, competiție ce revine în capitala Mehedinciului după o întrerupere de un deceniu. Trofeul Drobeta Turnu Severin s-a desfășurat sub autoritatea Federației Române de Automobilism Sportiv, fiind organizat de GT Auto Club Sportiv în colaborare cu ACS Philadelphia Motorsport, cu sprijinul primăriei Drobeta Turnu Severin și s-a bucurat de o participare numeroasă. Talentatul pilot câmpulungean Albert Coriu a avut o evoluție remarcabilă pe parcursul manșelor de concurs, în pofida faptului că a trecut la o nouă clasă de concurs, situându-se în final pe podiumul clasei juniori 1. În prima manșă, din păcate, Albert a acroșat un jalon și a fost penalizat cu 3 secunde în condițiile în care scosese un timp foarte bun. Pe prima poziție la clasă, 49 de secunde și 85 pentru el. Avem un duel fantastic între tinerii de 15 și 16 ani. Albert Coriu vine acum cu modelul Citroen C2 VTS. O frânare foarte târzie acolo pentru el, dar n-am avut parte de timp pierdut. Am urmărit atent ceea ce s-a întâmplat, dar jalonul a căzut și asta înseamnă 3 secunde de penalizare. Manșa a doua a concursului a fost parcursă fără greșeală de tânărul pilot câmpulungean, care a reușit în felul acesta să facă față cu succes unei concurențe acerbe. Și după o manșă în care a dărâmat un jalon, Albert Coriu revine pe traseul de concurs. Revine mai larg acolo pentru a scăpa de acel impediment și va încerca să facă tot ceea ce poate Albert pentru a învinge timpul obținut de către Bracaci. Corect, până acum pilotul câmpulungean venit din îndemânare auto, frânare bună și pentru acesta și așteptăm să vedem ce ne va spune cronometru în momentul în care produsul First Lap Motorsport va ajunge în zona de finish. Întoarcere bună și un parcurs constant pentru Coriu. Timpul de bătut este acel nou timp de 48.73. Scurtera pași pentru a încadra mașina și ajunge, iată, la un 50.06 Albert Coriu. Următoarea etapă se va derula la sfârșitul acestei luni la Pitești, iar Albert Coriu se pregătește pentru a confirma evoluțiile de până acum.